Ioan. Vă fac apelul nominal. În ordinea mandatelor care au fost atribuite. Arsene Ionel. Prezent. Munteanu Ioan. Prezent. Arcan Emilia. Prezent. Harcuz Liviu a renunțat. Vasiliu Moise Florentina a renunțat. Vârlan Georgeta Luminița. Prezent. Șervan Ciprian Constantin. Manoliu Dan. Prezent. Oprea Gheorghe a renunțat. Harpa Vasilica a renunțat. Sărăgea Nicolae a renunțat. Ciubodaru Mădălina Veronica. Prezent. Buloai Oana Gianina. Prezent. Andrușcă Dănuț. Prezent. Murariu Vasile. Prezent. Constantin Dan Vasile. Prezent. Corduneanu Eduard. Prezent. Până aici au fost titulari. A renunțat câțiva dintre colegii dumneavoastră de la PSD și urmează. Boceanu Adrian. Prezent. Nica Vasile. Prezent. Ciubotar Ionel a renunțat. Dascălu Valeria a renunțat. Pușcașul Neculai. Prezent. Rotaru Ion a renunțat. Mătasă Constantin a renunțat. Nistor Olga. Prezent. Pavel Gabriel Dan. Sunt 17? Da. Vă rog să-mi spuneți secretariatul, sunt 17? Da. Mulțumesc. Cosmanciu Cornel Mugurel. Lipsă. Leoreanu Laurențiu Dan. Lipsă. Chitic Dragoș Victor. Lipsă. Absent. Cumulescu Traian. Absent. Tapalagă Constantin Cristian. Absent. Copșa Florin Adrian. Absent. Banu Gabriela. Absent. Anton Elena Monica. Absent. Acatrine Dumitru. Absent. Belevco Lucian Florin. Absent. Nechita Marius Mihai. Absent. Luca Gabriel. Absent. Boca Ioan Doinel. Absent. Stavarache Valentin Constantin. Absent. 14. Da? Mulțumesc. Alde, Astapte Ion. Prezent. Mihai Alexandru. Prezent. Și PMP. Buracu Ștefan a renunțat. Todiniția Andreea. Prezent. Dulamă Laurențiu Cristinel. Prezent. Mulțumesc. Vă rugăm să ne spuneți cât suntem în sală. Trebuia să fim 24 ca să fim ședința legat constituirea. Ca să avem vorba. În aceste condiții, domnul Ivie? Nu este zborul și cu părerea de rău, înseamnă că ședința nu se poate constitui astăzi cu sfârșit cetățean. Nu, eram luat în notă până la ora 16, o să iei mic în morning, de invocare la a doua ședință de constituire, pe 28 marți, așa la orele 14. După cum ați văzut și dumneavoastră, domnii de la Partidul Național Liberal ignoră încă o dată votul nemțenilor, duc în derâdere votul nemțenilor din 5 iunie. Asta înseamnă oameni politici responsabili, oameni, de fapt la liberal eu cred că acolo este o gașcă de oameni care sunt puși pe căpătuială, pentru care interesul personal și de grup contează și nu interesul cetățeanului. Așa cum ați văzut și astăzi la Consiliul Local Piatra Neamț au absentat, la Consiliul Județean au absentat. Oameni politici care nu au niciun respect pentru votul cetățeanului din Județul Neamț și pentru ceea ce se întâmplă cu Județul Neamț. Noi cei din PSD, împreună cu partenerii noștri cu care formăm o majoritate,
ne-am prezentat astăzi și la Consiliul Județean și la Consiliul Local Piatra Neamț, să încercăm să punem lucrurile pe făgaș și să ne apucăm de treabă. Din păcate, încă o dată, Partidul Național Liberal, prin acești oameni irresponsabili, au ales să boicoteze formarea, ședința de formare a unei majorități, a Consiliului Local și a Consiliului Județean. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla marțea viitoare, când prefectura va emite un nou ordin de convocare a ședinței de Consiliul Județean. Încă o dată vă spun că regret foarte mult ce se întâmplă și pe această cale le spun celor de la Partidul Național Liberal că e timpul să respecte nemțenii, că e timpul să respecte votul nemțenilor pe care l-au primit, atât cât l-au primit, și dacă în continuare vor avea aceeași atitudine de batjocură față de votul oamenilor, eu sunt convins că în toamnă oamenii vor taxa Partidul Național Liberal și pe acești indivizi care nu văd decât interesul lor de grup, interesul lor pe la compania APASERV, pe unde au contracte, și eu cred că marea lor frică este că vom veni să vedem cum s-a administrat banii județului Neamț, pentru că în afară de ultimele 6 luni și Consiliul Județean și Primăria Piatra Neamț a fost condusă de PDL și cred că există o mare frică, plus niște băieți de la Partidul Național Liberal, în care în campanie am spus ceva, dar am evitat să spun până la capăt, că am zis că e campanie și nu așa vreau să facem o campanie. O să arătăm nemțenilor cine are contracte cu APASERV-ul și de ce țin băieții ăștia de la Partidul Național Liberal așa tare să nu ajungă actuala majoritate pe funcții. Dar același lucru veți face și la Cordun, unde acolo ați boicotat dumneavoastră PSD-ul. Eu n-am știință și cred că sunteți în eroare, așa nu, cum ați fost și acolo ieri, doamnă. Ieri tot cineva din presă a spus că s-a boicotat la români. Am luat și am verificat și la români au boicotat cei de la Partidul Național Liberal. La Cordun am fost eu și am transmis în direct, găsiți pe internet. La Cordun primarul este de la Partidul Național Liberal, au majoritate, eu nu cred că aveau o problemă să... O să verific să vedem ce se întâmplă acolo. Veți participa la discuții cu cei din PNB astăzi după ședința de la CR? Nu, eu nu am ce discuții să fac cu Partidul Național Liberal. Am parteneri serioși în actuala majoritate, oameni serioși, oameni care vor binele nemțenilor și cu ei voi face discuții și majorități. Partidul Național Liberal, din păcate, în maniera în care a ales să respecte votul cetățenilor din județul Neamț, eu nu discut cu oameni neserioși. Noi suntem oameni serioși, ne-ați văzut, ne-am prezentat aici, oameni care vrem să facem ceva pentru județul Neamț. Sigur că și interesele și faptul că Partidul Național Liberal este condus de oameni care n-au nicio treabă cu județul Neamț, pot să mă duc cu gândul că nu interesează ce se întâmplă cu județul Neamț. Eu vă spun că și la Primăria Municipiului Piatra Neamț și la Consiliul Județean lucrurile trebuie să înceapă cât de repede, pentru că sunt contracte, sunt fonduri europene de absorbit, avem treabă. Într-un cuvânt, am venit astăzi aici și vrem să formăm cât mai repede, să facem alegerea pentru președintele Consiliului și pentru vicepreședinți, pentru că vrem să ne apucăm de treabă. Domnul Asaptei. După cum ați spus și dumneavoastră, Partidul Național Liberal a început să joace țunțoroiul pe tabla de șahuri și nemțene. E un semnal deosebit de neplăcut, e un semnal de lașitate, de neputință, pe care sigur îl transmit alegătorilor, îl transmit nemțenilor prin reprezentarea lor de ședința de constituire a Consiliului Județean. Și pe lângă neputință și lașitate, sigur că intervine, dacă vreți dumneavoastră, și lipsa de respect față de nemțeni, față de cetățenii județului Neamț. În rest, ce aș putea să vă spun în plus, a atins domnul Ionel Arsene, a fost exhaustiv în ceea ce înseamnă acest comportament reprobabil și care sigur nu este de dorit în spațiul politic nemțean, cel puțin din punctul meu de vedere, sau din punctul nostru de vedere. Vă mulțumesc! Mulțumim.